turna din cutia colectoare răzuirea, deci am răzuit și sucul, am adăugat și 3 linguri de oțet de mere. Voi face o maioneză din 200 de mililitri lapte și 200 ulei. Am folosit ulei de floarea soarelui lăsat la rece. S-a emulsionat. Am adus polul în care am pus hreanul și oțetul de mere, iar acum torn amestecul de lapte și ulei emulsionat peste hrean. Amestec. Adaug o linguriță de sare. Adaug și 2 lingurițe de zahăr. Este foarte gustos. Eu obișnuiesc să pun la această cantitate și 2 linguri de semințe de chia, pentru că vor absorbi din umiditate și vor forma și un gel la suprafața semințelor, care va da o consistență preparatului. În plus de aceasta, semințele de chia conțin foarte mult calciu. Sub forma aceasta pot să-l folosesc proaspăt sau conservat. Se poate folosi lângă fripturi. Se poate combina cu smântână. Dar este foarte gustos și așa. Acum voi pune în borcane. Folosesc borcane mici de 200 de mililitri. Eu, sub forma aceasta, hreanul folosesc și când fac salată de sfeclă roșie pe care o conserv. Pun în continuare până umplu toată cantitatea, până folosesc toată cantitatea. Am obținut 4 borcane, voi pune câte o frunză de vișine în fiecare pentru conservare. Pun capacele. Și le voi pune la sterilizat, le pun sau în apă sau la cuptorul electric la 100 de grade. Le fierb cam în apă, le fierb cam o jumătate de oră după ce începe apa să fiarbă, dar la foc foarte mic. Iar la cuptorul electric le țin cam o oră la 100 de grade. Așa arată. Este foarte gustos preparatul, încercați să-l faceți acasă, nu mai cumpărați din comerț hreanul, pentru că are foarte mulți aditivi și aceștia nu sunt prea buni pentru sănătate. Vă doresc numai bine!